Bine v-am găsit la știrile în limba moldovenească și iată care sunt principalele teme de referință. În Istrenia a început demontarea funiculorului între Râbnița și Rezina. Această operațiune unicală o efectuează specialiștii Ministerului pentru Situații Excepționale din Rusia. Căsuțe și utilaj din material ecologic curat se apropie de final construcția grădiniței de pe teritoriul Liceului Complex Moldovenesc Teoretic Republican. Toate instituțiile curative și de învățământ din raionul Kamenka sunt gata pentru sezonul de încălzire. Chișinăul din nou a întreprins o tentativă de presiune asupra reprezentanților organelor de conducere a Republicii Moldovenești-Nistrene. Reamintim, anterior, în Republica Moldova au fost intentate dosare penale împotriva președintelui guvernului Tatianei Turanski și altor conducători. Ieri au fost reținuți pentru control viceministrul guvernului Maia Parnas și viceministrul finanțelor Dumitru Nedelcov. Ei se îndreptau la Moscova la negocieri. În aeroportul din Chișinău, organele de drept ale Republicii Moldova au înfăptuit un control vamal strict al bagajelor personale ale celor doi funcționari din Istrenia. După cum vedem, partenerii noștri întreprind acțiuni neînțelese, orientate spre dezactivarea contactelor. De aceea, eu aș accentua atenția asupra securității în cazul deplasărilor de serviciu. În Istrenia a început demontarea funiculorului între Râbnița și Rezina. Această operațiune unicală o efectuează specialiștii Ministerului pentru Situații Excepționale din Rusia, informează RIA Novosti. Funiculorul, timp de mai mulți ani, nu se folosește, aflându-se în stare avariată și reprezintă o amenințare gravă pentru locuitorii Râbniței. Decizia privind desființarea acestui a fost luată în mai 2013, în timpul unei runde de negocieri în formatul 5+2, care a avut loc la Odessa. În conformitate cu decizia guvernului din Rusia și la ordinul șefului Ministerului pentru Situații Excepționale rus, Vladimir Puchkov, specialiștii detașamentului Centrospas al Ministerului pentru Situații Excepționale au început operațiunea de demontare a funiculorului, a menționat pentru agenția de presă reprezentantul oficial al departamentului, Alexandru Drobușevski. El a explicat că o asemenea operațiune se efectuează pentru prima dată. Toate obiectele funiculorului se află într-o stare avariată și pentru lucrări este nevoie de metode speciale. Căsuțe și utilaj pentru grădinițe de copii din material ecologic curat. Deja se apropie de final construcția grădiniței de copii de pe teritoriul Liceului Complex Moldovenesc Teoretic Republican din capitală. Reprezentanții Organizației Autonome Necomerciale Integrarea Euroasiatică au inspectat lucrările. Finisarea ultimilor lucrări de construcție a grădiniței de copii Buburuza se planifică către finele lui septembrie. Reprezentanții Organizației Autonome Necomerciale Integrarea Euroasiatică menționează că toate utilajele de joc sunt confecționate din material ecologic și corespund tuturor cerințelor tehnice de securitate. Pentru grădinițele de copii din Moscova este o condiție obligatorie. Toate construcțiile de joc trebuie să corespundă cerințelor de securitate. Sper copiii să aprecieze. La fel și lucrările de finisaj sunt deja pe sfârșite. Aici sunt utilizate noi tehnologii. Spre exemplu, tencuiala este efectuată cu ajutorul acestei mașini speciale. Și nu numai, chiar și podelele sunt instalate prin noi metode. Ele sunt încălzite cu beton polistiren. Acesta este un material nou și nu a fost utilizat niciodată în regiunea dată. El permite să accelerăm lucrările, plus la toate, calitatea muncii este foarte bună. La construcția grădiniților sunt luate în considerație toate metodele de securitate. Spre exemplu, pereții în unele locuri sunt rotungiți, pentru ca copiii să nu se lovească de colțuri când aleargă. Este pe sfârșit instalarea sistemelor inginerești de comunicații, încălzire și de aprovizionare cu apă. Apropo, designul grădiniței a fost inventat în cadrul concursului Desenează-ți copilăria. Aspectul final va putea fi văzut peste 2 săptămâni, iar la finele lunii instituția va fi dată în exploatare, a menționat Alexandru Argunov. Combinatul de ciment din Râbnița speră să efectueze o modernizare pe scară largă a producerii. Compania folosește echipament ce consumă multă energie. Reutilarea este destinată a reduce semnificativ pierderile și pentru a stimula competitivitatea acestei mari întreprinderi din Republică. Planul de modernizare este transmis acționarilor. El presupune investiții din partea proprietarului în sumă de 68 de milioane de euro. Dar chiar și înainte de schimbările de modernizare, combinatul așteaptă creșterea volumului de producție.
În prezent se lucrează pentru a cuceri piața din România. La moment, noi lucrăm asupra certificării producției noastre și acreditării laboratorului. După primirea acestor documente, vom putea ieși pe piața românească. Direcția rutieră și de construcție din Caminca are două unități de transport noi. Mașinile date vor fi folosite în timpul iernii pentru curățirea și presurarea drumurilor. Parcul auto al Direcției Rutiere și de Construcție din Caminca are 33 de unități de tehnică specială. Automobilele și tractoarele au în jurul la 23-30 de ani. Tehnica starenică e. Tehnica este veche, se simte mai accentuat lucrul acesta timp de iarnă. Spre exemplu, tractorul DT-75, în caz de deteriorare, trebuie de căutat piese care sunt foarte costisitoare. Graderul are 14 ani. Deteriorări se întâmplă des, îndeosebi pe timp rece. De obicei se blochează hidraulica, dar ne străduim să lucrăm calitativ până la urmă. Simțind acut lipsa mijloacelor de transport speciale, Serviciul de Stat de Transport și Gospodărie Rutieră a procurat o mașină nouă. Camazul este o mașină de înaltă capacitate. Se folosește în perioada de iarnă pentru curățirea și presurarea drumurilor, astfel ca basculanta. Până acum lucrul era făcut manual. Acum, datorită tehnicii noi, vom exclude acest lucru. O altă achiziție pentru drumarii din Caminca este o mașină nouă pentru marcaje rutiere. Până la moment, astfel de tehnică în regiune nu a existat. Permanent era luată de la colegii din Tiraspol sau Slobozia. Este mașina americană pentru marcarea carosabilului. Conform caracteristicilor, are performanța de 6 km într-o oră, deoarece trebuie să facă și marcajul și aspectul calitativ. Cu noul utilaj, specialiștii au avut nevoie doar de 3 zile pentru a efectua marcajul drumurilor. Datorită achiziției noi, acest lucru a fost rapid și calitativ. 4 cazangerii orășenești și 13 sătești, toate instituțiile curative și de învățământ din raionul Caminca, sunt gata pentru sezonul de încălzire. Acest fapt a fost precedat de un serios lucru de pregătire. Unele sectoare ale rețelelor termice orășenești sunt exploatate de la 30 până la 40 de ani. În fiecare an sunt schimbați câte 500 de metri de țeve. Ultimul sector reparat este situat în apropierea Casei Raionale de Cultură. Deja nu un singur an există problema încălzirii Casei de Cultură. Sistemul odată a înghețat, de aceea am fost nevoiți la etajul 2 să scoatem toate caloriferele. După finisarea sezonului de încălzire, când verificam acest sector, a fost depistată o avarie. În timpul când ne ocupam de schimbarea țevei, s-a constatat scurgerea de apă. Traseul vechi a fost înlocuit cu unul nou și sperăm că în următorii 20 de ani probleme nu vom avea. În timpul pregătirii către sezonul de încălzire, la fel au fost schimbate rețelele termice în apartamente și în interiorul spațiului locativ, situat în raionul Cazangeriei Centrale și cartierului de lângă uzina de conserve. Am planificat să înlocuim 460 de metri de rețele termice în apartamente, dar sunt schimbați deja 520 de metri. Sper că, către sfârșitul sezonului, vom încheia toate lucrările. La moment sunt umplute cu apă sistemele termice în cele 17 cazangerii din raion, în instituțiile de învățământ și spațiul locativ. Specialiștii menționează că nu toate clădirile cu multe niveluri sunt gata pentru a face acest lucru. În unele case nu au fost înlocuite caloriferele. Aici căldura va fi distribuită mai târziu. Lucrările de reparație a cazangeriilor sunt realizate la 100%. Vreau să vă încredințez că iarna va trece cu bine atât în raion, cât și în orașul Caminca. Lucrătorii rețelelor termice din Caminca susțin că spre începutul lunii octombrie vor finisa toate lucrările. În anul 2013, între orașul Grigoriopol și satul Șipca, a fost reparat capital drumul cu lungime de 17 km. A trecut doar un an, dar traseul dat necesită iarăși reparație capitală.
Reparația drumului spre satul Șipca, locuitorii au așteptat-o mulți ani. În anul precedent, drumul cu lungime de 17 km și lățime de 4 metri a fost asfaltat. El, potrivit actelor, este predestinat doar pentru autoturisme, însă de el se folosesc toți, inclusiv și posesorii transportului greu. În scurt timp, de-a lungul traseului, au apărut sectoare deteriorate. Conducerea administrației de stat a reacționat imediat la situația creată. Am atras atenția colaboratorilor Inspectoratului Autorutier că pe drumul dat urmează să fie respectate toate condițiile de deplasare a transportului. Paralel cu aceasta au fost adoptate și alte reguli pentru posesorii transportului greu. A fost creată o comisie specială care și s-a deplasat la fața locului. Conform hotărârii Serviciului de Transport și Gospodărie Rutieră, numărul transportului greu trebuie să fie limitat, să fie creată o schemă specială a drumurilor de ocolire a sectorului dat. În afară de aceasta, au fost instalate adăugători semne rutiere ce marchează ocolirea sectorului dat. Cu ajutorul direcției locale a exploatării drumurilor, au fost nivelate drumurile ce trec prin câmp. Însă transportul de tonaj mare continuă să circule. Conducerea administrației de stat s-a adresat către proprietarii agricoli care arendează pământuri de-a lungul traseului. Ei trebuie să facă anumite concluzii și să finanțeze renovarea sectoarelor deteriorate. Costul lucrărilor date constituie 254.000 de ruble. Antreprenorul întreprinderii Waterhouse deja este de acord cu propunerea autorităților locale. Administrația raionului așteaptă răspuns de la firma Intercentr Lux și combinatul local de recepționare a cerealelor. Cu ocazia aniversării de 24 de ani de la fondarea Republicii Moldovenești-Nistrene, la Bendera au fost gratificați orășenii care au muncit cu abnegație și au adus aportul la prosperarea orașului și a Republicii. Decorațiile au fost înmânate de șeful administrației de stat a orașului. Conform hotărârii Comisiei Orășenești de Gratificare, pentru munca asiduă și contribuției la înflorirea orașului și a Republicii, au fost gratificați lucrători ai întreprinderilor, organizațiilor, instituțiilor din Bender. Orașul Bender întotdeauna a fost în avangarda unor devize frumoase în muncă. Tradițiile frumoase le păstrăm cu fidelitate și astăzi suntem sprijinul statului, avampostul Republicii. Astfel, aprecierea înaltă a muncii cetățenilor noștri este foarte importantă pentru noi. Printre cei cărora le-a fost înmânată scrisoarea de mulțumire a Prezidentului Republicii Moldovenești-Nistrene a fost și Oleg Moșneaga, care muncește la televiziunea municipală din Bender din anul 2007. Întotdeauna a fost pasionat de fotografie, filmări video, iubește mult profesia de operator, căci cotidian filmează ceva nou, comunică cu oameni interesanți. Consideră că lucrul pe care îl îndeplinește împreună cu colegii este orientat spre ameliorarea vieții orășenilor. Îmi este plăcut că munca mea a fost distinsă astăzi la un nivel atât de înalt din partea prezidentului țării. Consider că este necesar de îndeplinit sarcinile trasate în fața oricărui lucrător din orice sferă, numai pe bine și excelent. Atunci îți va veni recunoașterea și te vei bucura de respectul celor din jur și vei fi într-adevăr mulțumit de ceea ce faci. Cei gratificați au asigurat conducerea Republicii, a orașului, că Benderul și în viitor va urma tradițiile glorioase de muncă. Atât pentru astăzi. Mai multe despre aceste și alte evenimente ale zilei vor povesti colegii noștri în ediția de la ora 20:30. Iar noi vă dorim o seară frumoasă în continuare tuturor. La revedere! Potrivit meteorologilor, mâine, 11 septembrie, se așteaptă timp variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din est cu viteza de 6-9 metri pe secundă. Valorile termice vor indica noaptea la nordul Republicii plus 10, plus 12, ziua plus 26, plus 28 de grade. La sud, noaptea plus 11, plus 13, ziua plus 27, plus 29 de grade. În următoarele zile, caracterul timpului se va menține stabil.